și căderea preoților în păcate se întâmplă după rânduiala lui Dumnezeu. Și ascultă cum. Dacă n-ar păcătui dascălii și preoții, dacă n-ar fi supuși patimilor lumești, ar fi neomenoși cu ceilalți oameni și neiertători. Dar Dumnezeu a făcut ca să fie robi patimilor și preoții și conducătorii, pentru ca să fie iertători cu alții, de vreme ce și ei păcătuiesc. Și așa a rânduit Dumnezeu totdeauna, nu numai acum, ci și mai de mult, a îngăduit să cadă în păcate cei cărora avea să le încredințeze conducerea bisericii și a poporului, ca, datorită greșelilor lor, să fie buni cu alții. Dacă ei n-ar păcătui, nu i-ar ierta deloc pe păcătoși, ci, ajungând neomenoși, i-ar smulge pe toți din biserică.